Nu mă simt așa bine. Secretul psihoterapiei pe care l-am descoperit eu, mergând și încă de la început. Început, primele secunde ți mai greu, poate. După aia, dacă e decizia cea bună, nu e mai greu. Adică, n-ar trebui să fie, deci, secretul psihoterapiei, psihiatriei, psihologiei, trebuie să Logii, e că nimic nu poate să nu fie spus dacă e sincer și ai cui. Și ai cui. Am fost constipat 2 zile, de fapt, de mai dinainte. Eram traumatizat după ce am venit din spital și am stat în patul mamei. Să mă liniștesc, am creat foarte mult, am muncit foarte mult. Chiar mă gândeam ce ar fi dacă eu nu mai fi. Când mi-a vorbit Biblia și mi-a zis că diavolul încearcă să te omoare pe mine. Și, bă, ce ar fi? Cred că palocul s-ar mai răci, palocul s-ar mai înfierbânta, unii ar lipsi, unii ar fi. Nu, ce să zic? Mă gândesc la cei dinaintea mea care am avut pretenții care nu mai sunt, care acum sta domnul. Deci a fost ceva îngrozitor pentru că am mâncat multă brânză. Deci oamenii erau speriați că n-au ce mânca. Pentru că ei se duc la supermarket. Dacă te duci la supermarket, normal că n-ai ce mânca. Dacă te duci la piață sau dacă ești țăran, ai dat lovitura. Nu, eu, tata, nu știa ce să-mi dea să mănânce, că el nu prea mănâncă acum. Și mi-a tot dat brânză, 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 brânză de oaie, brânză de telemea de vacă, brânză de nu știu de care, brânză de așa, nu știu cum, tobă, vișni, chestii dure, fără supe. Și am făcut o stâncă în curul meu care n-am mai avea pe unde să iasă. Ieri m-am chinuit. Azi iară, dar am scăpat. A început la mai moale, la bălegar. Aici am găsit o hârtie care nu știu dacă am scris-o tura asta la spital. Nu mai țin minte. Habar n-am. Bă, uite ce am scris eu aici. Aha. Da. Medicamentul cel bun. Copilul abstract. Poezii pentru liniștirea martirilor. Versuri, romane, moto, dragi părinți, fără părinți. 2022, 18 august, ZAM. Pacienții mănâncă călugărește. Întâi roman, Apostolului. Rugăciune de iertare de păcate. Frate, deșertăciuni sunt toate. Tiramisu întors cu inima lui Stalin. Mi-a spus mie cineva despre luptele politice din România, despre ruși și americani, despre cinci și gologani, când roman pe roman bate, cine să înțeleagă poate? Când statul te închide, cine să voteze mâine? Libertatea e dogmă sfântă în lumea ce nu cuvântă. Dumnezeu ne mântuiește. Pe ciocoi îi preasfințește. Hai că e gata basna toată și te roagă, împărat.
Să vedem, am mai scris aici. Nu. Partea a doua. Când se unesc electrozii. Dragă mamă, am fost otrăvit de apostolul Toma, am fost intoxicat de profetul Daniel, când toți oamenii mari și-au dat mâna, când toți uriașii și-au dat mâinile, să mă ce scrie aici? Plângându-mă și domnul Lexi consideră creștinismul autentic martor credincios, azi este statul din stat, drogații nebuni, păcătorii de rele, când se unesc electrozii, cel din dreapta și cel din stânga, și statul merge în pace. Eu trebuie să scriu versurile păcii, Calabiș, Nicolae, cu Biblia pe masă. Da. Hai să ducem sculele, că vine maestru. Bine, ducem sculele, ducem. Ducem. Am vorbit cu unchiul nostru. Îl cunosc, gata.
scuzați, mă scuzați, dar mă doare în mat. În matul de mat. Mă doare. Am avut probleme. Poezia mă alin. Aha. Mă tăcem la 3. Deci, Păcii, Calabuș, Nicolae, cu Biblia pe masă. Câtă Biblia. Trei. Tatăl meu, marturul credincios. Eu de-a lui Dors. Eu de-a lui Moldovan. Mi-a pus Dumnezeu mâna în cap să mă iubească așa. Doamne, ajută la toată lumea. Doamne, dă bine la toată lumea, mama spunea. 4. Confesiune. Numai aici a fost azi. Și adversarii cred în Dumnezeu, Părinte, trebuie să spun când au fost protestele în februarie 2018. Am dat cu piatra în drum la jos Dragnea. Și acum știu mai bine și mă pocăiesc. Politici, adversarii politici. Deci și adversarii politici, cred. 5. Tatul meu, săracul meu, mi-a binecuvântat Dumnezeu. 78. E scris în spital. 6. Doamne, Tatăl nostru, Doamne, fă-mă sfânt, Doamne, fă-mă profet, Doamne, fă-mă poet. Asta sunt rugăciunile mele din copilărie și adolescență. Până m-am îmbolnăvit. Păi n-am mai fost nimic. 7. Se unesc mâna stângă cu mâna dreaptă. În rugăciune. Românească. Totul este bine spre mai bine. Să-i un vers foarte bun. Totul este bine spre mai bine. Ca să vedeți ce poate să scrie un pacient psihiatric într-un spital. 8. Sărut, sărutul Blandiane. Tovarășa Blandiana. Da. 2022 august. 9. Vers imperceptibil. Faptele drogurilor. Respirația lui Nikita Stănescu. Când drogul stăpânește, poporul înnebunește. Doamne Iisuse, când Domnul pocăiește, gura cântă. Zece.
10. 10. Ștefan cel Mare era pocăit și Brâncoveanu era pocăit și Alexandru cel Bun era pocăit și Matia Corvin era pocăit și Iancu, paranteză de Hunedoara, era pocăit, postaș. 11. Să muncim pământul cu tu mare. Vedeți? Eu sunt de-a lui Agârbiceanu și de-a lui Gala Galaction. Veleros Cubanos, excelent. Biblia le zice pe toate, Domnule. Dumnezeu câștigă întotdeauna. Asta e legea vieții. Poliția română Leu și Cârna ta sau Cârnatul sau ce am scris aici supusă austriacă. Hai că aici rescrie în Coranul românesc. Eu nu încerc să-mi bag joc de nimeni. Eu acolo este foarte greu. Știu? 13. Iisus, Iisus, o, ce nume minunat, Iisus, Iisus, prietenul adevărat. Asta e cântare. 14. Bietul meu tată, câte o dus, Dumnezeu să mai înțeleagă ceva. 15. O, Doamne Sfinte, nu e iubire ce cred ei, iubirea e sfântă. 16. Are tata dreptate, Domnule, cântați Domnului o cântare nouă. Ce stai să vorbești, Domnule? Aici e raiul, raiul pe pământ. Față de deceniul trecut și acum două decenii. Doamne, ajută-ne și o să fie și mai bine. Fac ăștia, Domnule, medicamente. Acum a venit și vremea noastră, Domnule. E mai bine aici ca pe litoral decât să te duci la Varna să pierzi timpul pe acolo. Mai bine vii aici și te liniștești scriind și citind. Tătuțul, tătuțul, marele tătuțul. Ah. 19. Ieri nu știu ce am mâncat. Nu. Ieri iar am mâncat paste cu brânză și pâine, dimineața două ceaiuri cu pâine. Cu 4 felii de șuncă.
înseamnă foame. Relativ, era și mai rău înainte. Azi nu știu ce am mâncat. Jumătate de gamelă de supă bună de cartofi și jumătate de gamelă de paste cu carne. La cină un pate de porc bun fără ceai. Și ultima, 22. Medicamentele psihiatrice sunt bune. Mi-au reînviat creierul și am dormit și am visat sumedenie de gânduri. Strămoș iubită mamă, cruci, care strămoș iubită mamă, tata a avut dreptate, ăștia fac minuni, trebuie să mă reevaluezi. Mă vezi cum te trag ăștia în piept, cu reevaluatul lor. Ce să mai zici? Și tu mănânci supă și mănâncă sărățele.